Linia de cale ferată a fost distrusă în această dimineață după o alunecare de teren care a avut loc între Galați și Tulucești. Un tren de pasageri care circula pe această rută a fost blocat în gara din comună. Craterele formate par desprinse dintr-un film apocaliptic. Am înțeles să rup linia acolo unde a fost alunecarea teren vechi. Și... Dar acolo se întâmplă de ani de zile. S-a întâmplat cu ani în urmă, de mult. Acum sub o stabilisere și am înțeles că primul tren care a ajuns a observat că șerpuită linia, a oprit și a dat trenul înapoi. Nu se poate circula. Această situație i-a enervat la culme pe călătorii care nu au putut ajunge la timp la destinația dorită. Oamenii s-au arătat mâhniți de faptul că nu le-a fost pus la dispoziție un alt mijloc de transport, deși plătiseră pentru acesta. Deci v-am adus de la Șibița până aici? Da, îmi dai diferența. Nu, eu nu stau să aștept ori întregi până vine mașina mea. Banii nu putem să vii recuperăm, luate și vreasă pe jos până la când găsiți o mașină la Tulucești. Din fericire, nu au fost înregistrate incidente pentru că mecanicul de tren a observat la timp alunecarea de teren. Se poate remedia în deocamdată nu știm exact în cât timp. Cei de la CFR au fost anunțați și urmează să facă reparații la linia de tren. La nivelul prefecturii Galați s-a constituit o comisie care va stabili interzicerea circulației în această zonă sub orice formă. În prima fază s-a deplasat o echipă care a constatat cele menționate. În continuare, fenomenul este în desfășurare, îl monitorizăm. Până la stabilizarea terenului se va fi întreruptă circulația pe cale ferată și aceasta se va face pe cale rutieră. Pe ruta afectată de alunecarea de teren circulă zilnic 14 trenuri.